Când cerul atinge pământul, cerul ne atinge și pe noi. Fiecare din cele 7 semne menționate de Ioan în Evanghelia lui sunt purtătoare de învățătură. Ioan își selectează cu grijă 7 miracole pe care le numește semne. De ce? Ne dezvăluie undeva spre finalul Evangheliei. Lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. 7 semne care vorbesc despre noi. 7 semne purtătoare de învățătură. 7 semne care își propun să ne atingă. Așa că pildele Domnului Iisus sunt miracole de înțelepciune. Miracolele Lui sunt pilde de învățătură. Așa ar trebui să privim toate aceste 7 semne. Ele sunt pilde de învățătură, pentru că fiecare semn, fiecare miracol este ales în așa fel și este relatat în așa fel încât poartă cu el învățătură. Am văzut primul semn, transformarea apei în vin, unde mențiunea este cât se poate declara. Ucenicii au văzut și au crezut. Vezi și crezi. Al doilea semn a fost vindecarea fiului slujbașului împărătesc, în care nu vezi și crezi. Oare cel de-al treilea semn, vindecarea slăbănogului de la Betesda, ce perspectivă vrea să aducă? Haideți să citim textul, haideți să vedem cum sună relatarea biblică. Ne-o reîmprospătăm. Și ascultați cu mare atenție, pentru că Ioan își potrivește, structurează semnul, întâmplarea, narațiunea aceasta într-un mod cât se poate de atent. După acestea, a avut loc o sărbătoare a iudeilor și Iisus s-a dus la Ierusalim. În Ierusalim, aproape de poarta oilor, se află o baie publică, supranumită în ebraică Betesda, care are 5 porticuri. În acestea zăcea o mulțime de bolnavi, orbi, oloci și paralizați care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului cobora din când în când în bazin și tulbura apa. Și primul care pășea în el după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Și era acolo un om care zăcea de 38 de ani în neputința lui. Iisus l-a văzut pe acesta zăcând și știind că era deja bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Bolnavul i-a răspuns: domnule, nu am pe nimeni care să mă arunce în bazin atunci când se tulbură apa și până mă duc eu, coboară altul înaintea mea. Iisus i-a zis: ridică-te, ia-ți patul și umblă. Imediat omul s-a făcut sănătos și a ridicat patul și a început să umble. În ziua aceea era sabatul. Prin urmare, iudeii ziceau celui ce fusese vindecat: este ziua de sabat, nu ți este permis să-ți ridici patul. Însă el le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, pentru că Iisus se retrăsese din mulțimea care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: iată că te-ai făcut bine, să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Omul a plecat și i-a înștiințat pe iudei că Iisus este cel care l-a făcut sănătos. Până aici textul Scripturii. Haideți să luăm pe rând cuvintele lui Ioan ca să învățăm câte ceva, ce vrea să ne spună semnul acesta. Ce are semnul acesta a face cu noi? În acestea, în cele 5 porticuri, în baia publică numită Betesda, zăceau, spune versetul 3, o mulțime de bolnavi, orbi, oloci și paralizați, care așteptau mișcarea apei. De ce a mers Iisus la Betesda, care înseamnă casa milei? De ce a mers la Betesda? El venise în lume să propovădească Evanghelia. Și de multe ori spune: lasă vindecările, noi avem de propovăduit Evanghelia.
De ce merge Iisus la Betesda? Pentru că era locul unde nenorocirea, nefericirea, degradarea, sărăcia și suferința erau la ele acasă. Erau adunate toate la oaltă, într-un loc. Pentru că Iisus este atras cumva de nenorocire, de nefericire și de suferință. Acesta este spațiul unde Iisus poate face cel mai mult bine, unde misiunea Lui își găsește împlinirea. Am putea spune că empatia este natura intimă a Domnului Iisus. El merge în casa milei să fie în mijlocul celor aflați în suferință. Empatia este mult mai mult decât simpatie. Simpatie înseamnă a simți cu altul. A empatiza cu altul este mult mai profund. Este o identificare afectivă prin trăire cu o persoană, cu persoana de lângă tine. Este proiectarea stărilor cuiva asupra propriei persoane. Este un fel de trăire în viața altuia. Înseamnă să te pui în locul lui, să simți cu toți porii tăi. Empatia este natura intimă a Domnului Iisus. Trece prin poarta oilor și vede baia publică, unde poate asculta și auzea scântece, strigăte, durere. Și în astfel de moment, Iisus împlinește Isaia 61, repetat și de Luca în capitolul 4. Duhul Domnului este peste mine, căci El m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să proclam celor captive liberarea și orbilor redarea vederii, să îi eliberez pe cei asupriți și să proclam anul de îndurare al Domnului, adică anul jubiliar, anul eliberării și a ștergerii datoriilor. De ce a mers Iisus la Betesda? Pentru că El acolo își poate împlini menirea, este atras de spațiile în care este durere și nefericire. De fapt, noi suntem oamenii adunați la Betesda. Noi suntem cei paralizați de păcat și de obiceiuri rele. Noi suntem cei apatici și descurajați care, deși dăm din gură în societate, nu deschidem gura înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem surzi și orbi care auzim și vedem chemările sau ofertele lumii, dar nu și pe cele ale lui Dumnezeu. Betesda este lumea noastră. Tristețea, suferința a fost dintotdeauna majoritară în lumea noastră căzută. Iisus a intrat la Betesda. Iisus a venit în lumea noastră pentru că ăsta este spațiul unde poate să-și manifeste iubirea, empatia. Lumea noastră este spațiul unde El poate face bine. Este spațiul unde poate, pe lângă vindecare fizică, este spațiul unde poate aduce îndurare, vestește anul îndurării, a eliberării, a ștergerii datoriilor generate de păcatele noastre. Iisus a mers la Betesda ca să ne spună că El a venit la noi, că El vine în locurile unde este nenorocire și nefericire și nevoie. Relatarea continuă. Căci un înger al Domnului cobora din când în când în bazin și tulbura apa. Și primul care pășea în el după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Și când citim astfel de cuvinte, spunem, wow, sună basm. Adică se tulbura apa, primul e vindecat. Ce se întâmplă aici? Din nou, modul de a descrie miracolul, lucrul acesta supranatural ce avea loc la Betesda din când în când, ne obligă să ne uităm din nou la miracole. Să vorbim din nou despre miracole, despre intervențiile miraculoase ale lui Dumnezeu, ale lui Iisus. Și să ne uităm așa cum trebuie, așa cum este descris aici, nu așa cum mi se descriu de diferite școli de vindecare. Nu așa cum le descrie Bethel School of Supernatural Ministries, cu accente amăgitoare, ei fac cursuri, te învață, îți dau rețete cum se face o vindecare, te duc în camere de vindecare, îți dau impresia că e un mecanism pe care l-ai învățat și deja poți să faci vindecări.
Uitați-vă cum îl descrie acest verset 4. Cum ne descrie o intervenție miraculoasă. Intervenția miraculoasă este, în primul rând, enigmatică. Un înger cobora și tulbura apa. Este enigmatică. Nu se vede, nu festivă. Nu evidențiază persoana care are puterea. Intervenția miraculoasă este enigmatică, discretă. Un înger tulbura apa. Trebuia să vezi când e tulburată. Intervenția miraculoasă apoi este ocazională. Din când în când. Nu programată, de așa zis și vindecători. Nu programată, veniți joi la ora 18 în loc ocutare, seară de vindecare. Serios. Din când în când, este spontană. Intervenția miraculoasă este enigmatică, este ocazională și apoi este extrem de limitată. Primul care pășea în el, în bazin, după tulburarea apei, era vindecat. Era extrem de limitată. Nu la discreția oricui are o nevoie. Care este bolnav, veniți în față, vă rezolv. Vindecarea era indisponibilă pentru mulți. Și atenție, nu lipsa credinței le oprea vindecarea. Că erau acolo, că aveau un soi de credință. Credeau că tulburarea apei și intrarea în ea te vindecă. Nu lipsa credinței le oprea vindecarea, de-aia nu te vindeca că n-ai credință destulă, ci pur și simplu, intervenția miraculoasă este extrem de limitată, este selectivă. Iisus alege unul dintr-o mulțime. Și acolo era un om, versetul 5, care zăcea de 38 de ani în neputința lui. Iisus l-a văzut pe acesta zăcând și știind că era deja bolnav de multă vreme, i-a zis, a intrat în vorbă cu el. Și trebuie să ne întrebăm imediat, era o mulțime mare, am citit. Iisus alege doar unul. De ce alege doar unul? De ce? Pentru că el îi alege pe cei aflați în starea cea mai jalnică. În starea cea mai grea, în cea mai mare nevoie. Era paralizat, adică neputincios să intre în apă de unul singur. Era imposibil, datorită bolii lui, să primească vindecare din tulburarea apei. Se uită la cei care sunt neputincioși. De 38 de ani se afla în starea de paralizie. Era în pragul disperării. De ce alege doar unul? Pentru că el a venit să fie, în primul rând, un vindecător de suflete, nu unul de trupuri. Lucru care se va vedea foarte bine în finalul dialogului cu cel vindecat. De ce a ales doar unul? Pentru că Iisus avea în spatele miracolului, în spatele semnului, ceva învățătură de dat, pentru că miracolele lui sunt pilde de învățătură. Și Iisus alege doar unul, pe cel aflat în cea mai mare nevoie, pentru că prin acel unul, prin acel semn, prin acea alegere, ne învață pe noi câte ceva. Ce ne învață? Ceea ce urmează este un dialog. Sunt trei ziceri, trei intervenții verbale. Așa arată semnul relatat de Ioan. Iisus intervine verbal de trei ori. Și asta ne învață foarte multe. Ce? Prima intervenție verbală. Vrei să te faci sănătos? Întrebare redundantă la prima vedere. Cum adică să nu vrei? Adică cum ai întrebat pe unul bolnav, grav, de 38 de ani, vrei să te faci sănătos? De la sine înțeles că ar vrea. Dar Iisus țintește mult mai profund cu întrebarea aceasta decât suntem noi tentați să înțelegem. Mai degrabă, întrebarea poate fi percepută ca o ofertă plină de afecțiune, ca o invitație plină de har. Întrebarea, de fapt, când o pui, sugerează că există posibilitatea de a te însănătoși. Există în această întrebare câteva adevăruri implicite despre modul în care împărăția lui Dumnezeu se apropie de om, despre modul în care credința prinde chip în om. De fapt, când Iisus pune întrebarea, vrei să te faci sănătos, ne învață două lucruri. Unu, trebuie să vrei. Adică consimțământul personal este vital în recuperarea, în restaurarea fizică, dar și spirituală. Este primul pas. Iisus nu întreabă, ți-ar plăcea să te faci sănătos, ci vrei să te faci sănătos?
Iisus nu ajută omul împotriva voinței sale, nu trece peste voința umană. Până când omul refuză să vrea, Hristos nu poate face nimic pentru el. Așa că întrebarea începe să aibă sens, nu? Întâi trebuie să vrei. Iisus nu intră cu forța în viața unui om. Iisus se întreabă întotdeauna, când într-un fel, când într-altul, vrei să te faci sănătos? Așa că întrebarea aceasta face apel întâi la voința omului. Dar întrebarea aceasta mai face apel și la indiferența sau apatia în care s-ar putea afla omul. Pentru că indiferența și apatia omului sunt o piedică uriașă pentru restaurarea spirituală. Uitați-vă ce se întâmplă acolo. Cererea de ajutor, de vindecare, de obicei vine de la cel bolnav către cel ce poate vindeca. În toate celelalte miracole. Cel bolnav vine și pledează, cere vindecarea. În cazul nostru, cel ce vindecă oferă. E invers. Asta sublinează starea în care se afla omul nostru, total descurajat și apatic. Nici nu mai cere ajutor. Iisus încheagă dialogul, îi trezește interesul mort de-a binelea. Întrebarea dă naștere unei licăriri de speranță. De ce mă întreabă omul ăsta așa ceva? Vreau să mă fac sănătos? Sănătos, a zis el? Ce vrea să spună? Vrea să mă ajute oare? Acesta să fie ajutorul după care am așteptat 38 de ani? Așa că întrebarea Domnului Iisus, vrei să te faci sănătos, face întâi un apel la voința lui și apoi un apel la speranța din inima lui. Gândiți-vă cum am reacționa fiecare în situația următoare. Să presupunem că ești înglodat în datorii până peste cap. Și dacă ți-ai vinde tot ce ai tu și toate rudele tale și ai înmulți cu tot ce vor putea agonisi copiii tăi câteva generații, tu nu ajungi să-ți plătești datoria. În halul ăsta de datorie te afli. Stai de prima pe o bancă, în parc, și cineva vine la tine și te întreabă, vrei să scapi de toate datoriile tale? Ce naște asta în tine? Dacă vreau, sigur că vreau, trebuie să vreau. Dar cum de mă întreabă? Oare este vreo șansă? Există vreo posibilitate? Oare vrea să mă ajute? Cum de mă întreabă dacă vreau să scap de datoriile mele? Faptul că omul i-a răspuns dovedește că undeva acolo o licărire de speranță își făcea apariția. Așa că întrebarea Domnului Iisus, în primul rând, ne învață că trebuie să vrei și, în al doilea rând, întrebarea ne spune, ne transmite că trebuie să-ți recunoști starea dezdăjduită în care te afli. Când ești întrebat, vrei să te faci sănătos? Atunci îți dai seama, vreau, dar cum? Uite-te în ce stare sunt. Pentru că în procesul nașterii credinței, Iisus te ajută să-ți descoperi starea deznădăjduită în care te afli. Reiese foarte clar din răspunsul omului. Domnule, nu am pe nimeni care să mă arunce în bazin atunci când se tulbură apa și până mă duc eu, coboară altul înaintea mea. El își recunoaște starea deznădăjduită în care se află. Așa că întrebarea, vrei să te faci sănătos? Are de a face apel la voința ta, născând o licărire de speranță. Și în al doilea rând, întrebarea aceasta îți transmite, te ajută să realizezi, dar n-am nicio șansă, eu n-am pe nimeni. Aici fiecare pentru sine, doar primul care intră în apă este vindecat. Aici supraviețuirea celor mai puternici, cât de bolnavi suntem. Unii reușesc să ajungă în apă înaintea mea. Așa că, uitându-ne la tabloul acesta, mai putem face o aplicație aici. Omul acesta infirm nu avea niciun prieten. N-am pe nimeni să mă aduc în apă. N-am niciun prieten. Trăim într-o lume în care fiecare este pentru sine. Ai ceva prieteni? Trăim într-o lume caracterizată de acel faimos rat race, cursa șobolanilor. Termenul vine de la o realitate observabilă în lumea animală. Acolo vedem unele viețuitoare, albinele, furnicile și altele, care au în ADN-ul lor cooperarea, tovărășia, statul la oaltă, sprijinul reciproc. Totodată sunt alte viețuitoare la polul opus, șobolanii. În lumea lor deviza este fiecare pentru sine și împotriva celuilalt.
Am impresia că lumea noastră în general și din păcate lumea evanghelică în particular trăiește după deviza asemănătoare, fiecare pentru sine și când interesul o cere, împotriva celuilalt. Uitați-vă cum ne mâncăm între noi, public. Omul acesta în fir nu avea niciun prieten. Poate învățăm ceva, poate e vremea ca atât cât stă în puterea ta să cauți să-ți faci prieteni în vremuri bune, ca să iai în vremuri rele. Cum îți poți face prieteni? Fii un prieten. Și dacă, indiferent de încercările tale, nu reușești să-ți faci un prieten, caută să-L ai pe Iisus aproape de tine, din timp și tot timpul. Omul infirm nu avea niciun prieten. Omul infirm nu avea nicio speranță. Aici poate că atingem un alt punct sensibil și practic. De ce atât de mulți oameni zac în neputință spirituală? Pentru că și-au pierdut speranța. Pentru mine nu mai există iertare. Pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Disperarea unor astfel de cuvinte am aflat-o în ziua nunții noastre. Când un verișor care o lasă pe cărări străine, nu-l văzusem de ani de zile, vine la nuntă, schimbăm câteva vorbe și îmi spune exact cuvintele acestea. Pentru mine nu mai există iertare. Și am spus, nu e adevărat. La câte am făcut eu, Dumnezeu nu mai are cum să mă ierte. Nu e adevărat. Nu cred că pot fi iertat. Hai să povestim. Bine. Nu m-am mai dus niciodată să vorbesc cu el. La câțiva ani a murit. Omul infir nu avea nicio speranță. Credea că nu are nicio speranță. Întrebarea lui Iisus l-a obligat să gândească, să-și analizeze starea și să tragă o concluzie. Singur n-am nicio șansă. Și așa este. Singur n-ai nicio șansă. Fără Iisus care să te ajute, mori în păcatele tale. Și întrebarea lui Iisus mai are o nuanță semnificativă. Pentru că în limba greacă, cuvântul vrei să te faci sănătos, tradus la noi și în alte traduceri, cuvântul în limba greacă este întreg. Vrei să te faci întreg? Vrei să fii întregit? Vrei să fii făcut întreg? Și nuanța are valoare. Unii doresc să fie salvați doar din consecințele păcatelor lor și din moartea eternă, dar nu prea vor să fie făcuți întregi. Pentru că a fi făcut întreg presupune renunțarea la anumite practici care ți-au devenit o a doua natură. Mai înseamnă stabilirea unor noi reguli de viață care să nu te mai întoarcă la viața bolnavă în care ai fost. Și adevărul este că până nu ne împăcăm cu Iisus, noi nu suntem întregi. Vrei să te faci întreg? Este prima intervenție verbală a lui Iisus. Până aici procesul este doar la nivel mental. Ce urmează? Acțiunea. Iisus trece la nivelul acțiunii. Observați cum se repetă aceeași idee deja de luni de zile? Acțiunea îți rezolvă problema. Uitați-vă, Dumnezeu cauza tulburarea apelor, dar îi lăsa pe oameni să coboare în apă. Adică nu putea Dumnezeu să sufle peste ei și să-i vindece. Automat, Dumnezeu tulbura apa și rămânea la îndemâna omului să intre în apă. Era pasul acela al credinței și al acțiunii, pentru că credința înseamnă acțiune. La fel face Dumnezeu și astăzi cu noi. Dumnezeu tulbură apele prin Scripturi, dar dacă noi nu coborâm în ele, nu apare vindecarea. Scripturile au aceeași valoare vindecătoare ca bazinul de la Betesda. Scripturile, cuvântul lui Dumnezeu, te poate tulbura, tulbura apa. Trebuie să te arunci în ea. Așa că Iisus trece la acțiune. Vrei să te faci sănătos? Trebuie să vrei să fii conștient de starea deznădăjduită în care te afli și apoi acțiune.
A doua intervenție verbală. Ridică-te, ia-ți patul și umblă. Mă, nu vreau să vă insult inteligența, dar observați că Iisus nu spune umblă, ia-ți patul și ridică-te. Și cred că asta are un anumit sens. Pentru că noi, iarăși aplicativ pentru noi, avem pretenția să umblăm, să facem minuni, să facem tot soiul de lucrări înainte de a crește, înainte de a ne ridica. Suntem învățați în diferite forme, cadre și spații că imediat ce am devenit ucenici, noi putem face minuni, că avem putere spirituală, că credința noastră deja mută munții. Ni se infuzează o împuternicire falsă și ne intră în cap că odată ce ne-am întors la Hristos, suntem profeți, vindecători, avem putere în rugăciune ca să luăm durerea, avem abilități speciale de deosebire a duhurilor, avem abilități de conducere, ni se încredințează lucrări. Oare de ce Apostolul Pavel, vorbind despre slujitori, lideri, conducători, spune în 1 Timotei 3, 6 și 7, să nu fie convertit de curând, ca nu cumva să se mândrească și să cadă în condamnarea diavolului. Și astfel, pe fundul naivității noastre, a imaturității noastre spirituale, încă nu ne-am ridicat, dar noi vrem să umblăm, a lipsei de cunoștință, începem să umblăm prea repede și ne trezim că ne împleticim și cădem. Așa că ordinea este aceasta, ridică-te. Dar acesta este chiar lucru pe care omul nostru nu-l putea face. Da, dar aceasta este și chiar și miracolul credinței creștine. Când Iisus vrea să te vindece, atât fizic cât și spiritual, El începe din punctul tău cel mai slab, începe chiar de la neputința ta. Așa funcționează lucrurile. Nicodime, începe aici. Tinere bogat, începe dincolo. Unde e problema ta? Omule cu mâna uscată, întinde-o. Așa încep lucrurile. Când Iisus vrea să te schimbe, El începe de la neputința ta. Ești prins într-un obicei rău, într-un păcat? Când Iisus începe să se ocupe de tine, te pune față în față cu neputința ta și îți spune, începe aici, ridică-te. Apoi, ia-ți patul. Unii dintre noi am fi lăsat pe din afară partea aceasta. Am fi spus, ridică-te și umblă. De ce apare cerința, ridică-ți patul? Adică chiar nu prea are omul cu patul în brațe? De ce? E bine, chiar dacă s-ar fi putut și fără ea, minunea n-ar fi fost mai mică. Dar cu această expresie acolo, minunea este mai grandioasă, semnul este mai puternic. De ce? Pentru că luarea patului putea fi dovada vindecării lui complete. Putea să umble și chiar să poarte greutăți. Luarea patului putea fi un test al credinței în Iisus medicul. Luarea patului putea să fie un semn de aducere aminte a situației din care a fost. Când porți patul cu tine, am fost acolo. Sau luarea patului poate însemna stăpânește tu lucrul care te-a stăpânit. Ai fost robul patului, ai stat întins într-un pat 38 de ani. Ai fost un rob categoric al patului, dintr-o dată. Stăpânești tu patul care te-a stăpânit. Acesta este un principiu de care trebuie să țină cont oricine își începe umblarea creștină. Când începi să umbli cu Hristos, când tocmai ai hotărât să lași în urmă obiceiul rău, când ai reparat relațiile stricate, dă foc tuturor podurilor din urma ta. Nu-ți lăsa nicio cale de întoarcere. Taie-ți căile de aprovizionare dinspre vechea tabără. Stăpânește ceea ce te-a stăpânit. Nu te mai lăsa stăpânit de vechea viață. Ridică-te, ia-ți patul și umblă. Ce să însemne îndemnul acesta? Adică oricum umbli, adică oricum umblăm. De ce să-i mai spui umblă? S-ar putea ca în spatele îndemnului și umblă să fie următoarea lecție de viață. Nu aștepta să fii purtat de alții. Poate că prea mulți ne dezvoltăm un soi de codependență. Desigur, avem nevoie unii de alții pentru mângâiere, încurajare, îndemnare, mustrare, ajutor.
Dar nu trebuie să așteptăm ca alții să facă pentru noi ceea ce este datoria noastră să facem. Ar fi trist să vedem că bisericile noastre sunt prea pline de oameni aflați în salonul de reanimare în care alții trebuie să le poarte de grijă. Alții trebuie să facă pentru ei ceea ce ar putea și ar trebui să facă ei. Când Iisus ți-a dat puterea să te ridici și să-ți duci patul, îți va da puterea și să umbli. Textul continuă. Imediat omul s-a făcut sănătos și a ridicat patul și a început să umble. În ziua aceea era sabatul. De ce mențiunea? Ajungem la punctul de inflexiune al semnului al treilea. Reacția fariseilor, a iudeilor, este specificul semnului. Aici este noutatea celor de-al treilea semn. Miracole au mai fost, dar miracolul acesta mai aduce un element nou. Fariseii îl opresc, iudeii îl opresc și culmea îl acuză de călcarea sabatului. Nu se întreabă cum de e sănătos după 38 de ani de paralizie, ci este ziua de sabat, nu ți este permis să-ți porți patul. Dau ochii de un miracol, dar ei sunt preocupați, mai preocupați de jalnicele și ridicolele lor reguli. Pentru prea mulți, jalnicele și ridicolele lor reguli cântăresc mai mult decât viața unei ființe umane. Este așa de ușor să ne pierdem în labirintul structurilor și a ritualurilor omenești și să uităm de oamenii care se află în ele. Adăugăm reguli ca să deținem controlul. Inventăm reguli ale noastre, convenabile, după cum simțim noi. Le adăugăm ca să păstrăm controlul și când cineva ni le calcă, ne simțim în pericol. Îl călcăm noi în picioare, nu cumva să ne calce regulile noastre. De ce simțim nevoia să adăugăm reguli Scripturii? Minunea are loc intenționat de ziua sabatului, deci este o lecție pentru iudei, pentru farisei. Fariseii au în fața ochilor lor un miracol spectaculos și o regulă încălcată. Ei aruncă miracolul și păstrează regula. Farisei văd miracolul și refuză să creadă. Și asta ne confirmă urmarea relatării din Ioan 5, versul 16. Iudeii îl persecutau pe Iisus, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua de sabat. Ne putem afla într-o situație similară. Dumnezeu intervine în viața noastră și face ceva evident. Își semnalează prezența în viața noastră. Și noi spunem, mersi, nu. Ignorăm intervenția lui de dragul sistemului, a mecanismului învățat undeva, cândva, inventat de un om. Și asta ne mai învață ceva, scena aceasta. Miracolul de unul singur nu naște credință. Este nevoie de mai multe date. Uitați-vă concret, au văzut minunea cu ochii lor și n-au crezut. Pentru că așa funcționăm noi oamenii. Miracolul nu naște de unul singur credință. Dacă eu aș cere, Doamne, crede în Tine, sau nu crede în Tine până când nu văd un cal verde pe perete. Dacă calul verde apare, știți care ar fi reacția mea? Imposibil, nu, asta e imposibil, a fost o halucinație. Trebuie să merg la doctor, ceva nu e în regulă. Miracolul de unul singur nu produce credință. Poți să ai, vezi un miracol cu ochii tăi și să-l supui, să-l ignori. Și să rămâi cu regulile tale în brațe. Apoi Iisus îl întâlnește pe fostul infirm în templu, care foarte probabil venise să mulțumească. În acest context, Iisus are a treia intervenție verbală cu omul. Iată că te-ai făcut bine, să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău. Putem presupune că fostul infirm păcătuise și de aceea a primit paralizia? Deși putem deduce că există o legătură între suferință și păcat, ne învață Scriptura lucrul acesta, nu întotdeauna suferința este rezultatul păcatului. Deci, putem presupune că fostul infirm păcătuise și de aceea a primit paralizia? Răspunsul este posibil, dar improbabil. Contextul semnului ne indică că înțelesul ar trebui să fie altul, și anume următorul. Iată că te-ai însănătoșit fizic, încetează cu păcatul ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău decât boala. În alte cuvinte, boala fizică este rea și acum ai încheiat cu ea.
Dar boala spirituală este mult mai rea, așa că rezolvă-ți păcatele, nu le lăsa nerezolvate, pentru că consecința lor este mult mai rea decât o boală fizică. De ce suntem îndreptățiți să mergem pe varianta aceasta? Pentru că este un semn în care nu se specifică nimic despre credința fostului infirm. Vindecarea lui nu este urmarea credinței lui. Nici măcar nu știe cine l-a vindecat. Am citit în text. Nici nu știa cine e Iisus, nici după săvârșirea miracolului, deși fusese obiectul vindecării. Miracolul acesta nu a presupus credința celui paralizat. Nu este o urmare a credinței lui. Chiar dacă Iisus îl vindecă fizic și el este obiectul miracolului, dorind o lecție pentru farisei, cu toate acestea, că Iisus îl folosește ca pe o lecție cu obiecte, nu uită să-i atragă atenția la ceva mai profund, și anume că paralizia spirituală este mult mai rea. Dorește să-l conducă pe omul vindecat fără s-o ceară. Dorește să-l conducă la credință, la adevărata vindecare. Acum ai fost vindecat. Farisei urmează să-și învețe lecția. Dar ai fost vindecat fizic fără să ai credință. Poate n-ar fi rost să-ți rezolvi și credința. Încetează cu păcatul. Rezolvă-ți păcatele. Ca să ți se întâmple ceva și mai rău. Moartea spirituală. Concluzie. Care ar fi câteva lucruri? Poate aplicațiile se pot strânge sub următoarele adevăruri. Tulburarea apei este ocazională, nu permanentă, așa că răspunde imediat. Dumnezeu te tulbură ocazional, îți taie calea, te sensibilizează. Aspectul practic al acestui prim adevăr didactic este observarea tulburării apei. Trebuie să observi când apa este tulburată și să intre imediat în ea. Eșuând să o faci, risc să mori cu sufletul nevindecat în porticurile Betesdei. Așa că dacă Dumnezeu te mișcă, te tulbură, te sensibilizează, a tulburat apa, poate că învățătura, aplicația pe care trebuie să o iei este răspund acum. În materie de credință, secretul este să răspunzi imediat la sugestiile, la sensibilitatea, la sensibilizarea ta venită de la Dumnezeu, pentru că vizitele Harului sunt ocazionale. Iar o oportunitate neglijată nu garantează că o alta o să vină după ea. Poate Duhul Sfânt vrea să spună unora, când apa este tulburată, când te-am sensibilizat, intră în ea, răspunde imediat. Aseară doi băieți după botez, sensibilizați, au venit și mesajul a fost foarte clar. Suntem sensibilizați și ne gândim serios. Dacă e rândul nostru. Au răspuns imediat. Doi, niciodată nu este prea târziu pentru însănătoșire. După 38 de ani, problema acestui om a devenit un mod de viață. Indiferent cât de captiv te simți în infirmitățile tale, Iisus se poate ocupa de nevoile tale cele mai profunde. Te vede în mulțimea de suferinți și se apropie de tine. Nu-ți pierde speranța. De nimic altceva nu se va bucura cel rău mai tare decât de pierderea speranței. Niciodată nu este prea târziu pentru însănătoșire. Nu există pentru mine, nu există iertare. Nu există că Dumnezeu nu te poate ierta. Nu există că viața aproape ți-a trecut. Nu contează bagajul pe care îl porți în spate. Niciodată nu este prea târziu pentru însănătoșirea ta spirituală. Și apoi, procesul intervenției lui Iisus în viața ta, fie că e vorba de mântuire, fie că e vorba de sfințire a celor ce au fost mântuiți, te poartă prin cele trei ziceri. Întotdeauna te întreabă, vrei să fii sănătos? Întrebarea îți captează atenția și te obligă să-ți analizezi starea. Iisus, în oferta mântuirii, îți dă speranță, dar nu trece peste voința ta. Ridică-te, ia-ți patul și umblă. Iisus te ia chiar de la neputința ta ca să te conducă să stăpânești tu lucruri care ajunsese să te stăpânească.
Și apoi îți spune, încetează cu păcatul, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Umblând, ai grijă cum o faci, pentru că paralizia, împietrirea spirituală, este mult mai nocivă. Și poate că pentru unii dintre noi mai este o ultimă concluzie. Când cineva se însănătoșește, ai grijă să nu-i înăbuși credința cu regulile tale jalnice și ridicole inventate de tine sau de oameni. Să nu cumva să fie o piedică în calea celor însănătoșiți. Pentru că odată însănătoșiți, ei vor stăpâni ceea ce a stăpânit și vor umbla și vor crește și vor învăța. Să nu-i lovim imediat cu ziua sabatului. Nu ți este îngăduit să faci cu tare și cu tare lucru. Cine zice asta? Așa că primele trei semne. Primul semn, vezi și crezi. Al doilea semn, nu vezi și crezi. Al treilea semn, vezi și nu crezi. Dacă ești dintre cei care au văzut și au crezut, ferice de tine. Dacă ești dintre cei ce n-au văzut și au crezut, ferice de tine. Dacă ești dintre cei ce au văzut și nu au crezut, e cam vai de tine. Vă invit să plecați capul, să închidem ochii. Semnele Domnului Iisus vorbesc și nu se limitează la persoana în cauză, la persoana care a experimentat miracolul. Semnele Domnului Iisus au bătaie lungă. Da, îl vindecă pe unul, îl vindecă pe altul, transformă ceva în altceva, va înmulți pâinile, va reda vedere, va învia. Dar semnele acestea ale lui nu se rezumă la persoana, la obiectul miracolului. Ele au treabă cu noi. Ele au treabă cu noi. Pentru că fiecare semn este o pildă de învățătură. Fiecare semn poartă în spate, poartă cu el învățături puternice, aplicații puternice. Fie ca Iisus, mielul divin, să fie aproape de noi. Și când tulbură apa, să răspundem imediat, pentru că niciodată nu-i prea târziu ca să fim însănătoșiți. Dacă vrem, dacă acționăm, dacă umblăm în ascultare. Ajută-ne, Doamne!